Suntem la marginea satului Furladeni, unde în 1992, pe data de 21 iunie, când a fost scris tratatul de pace între Rusia și între Federația Rusă și Republica Moldova, dar noi aici am dus ultimele lupte, unde din partea cei de la Gâsca atacau mercenarii gardiști și cazacii veneau să ocupe satul Furladeni. Iată, ei veneau marginea gardului, pe dealul Istia, veneau în atacă. Într-adevăr, în atacă, cum eu numai în istorie am văzut așa ceva, în filmuri între doilea război mondial. Au ajuns, practic, până la locurile aici unde suntem noi. Când noi am văzut pericolul, am venit aici la casa asta, în cărmanile astea, erau tranșeile voluntarilor noștri, furladenilor și lucrătorilor poliției din Căușeni. Asta a fost pe data de 21, la ora undeva 17 sara, ora 5-6 sara, așa. Am luat inițiativa în mâinile noastre, când noi suntem pe pământul nostru și avem tot curajul și toată dârzenia ca să... Și era motivat să ne părăm pământul nostru. În primăvara anului 1992, Petru Roșca activa în calitate de polițist în cadrul Inspectoratului de Poliție Căușeni. Își amintește cu lux de amănunte cum satele care fac parte astăzi din zona de securitate a țării au fost ca un scut de apărare împotriva armatei a 14, care ataca cu tancuri teritoriul țării noastre. Satul Furladeni, alături de Hagimus, Copânca și Chircăiești, se aflau în primele poziții în lupta pentru integritatea teritorială. După ce am eliberat tot satul Gâsca de cazaci și gardiști, am primit ordin de la conducere să ne retragem înapoi. Era un patriotism, eu nu pot să redau impulsul ăla de bărbăție care era atunci la toți patrioții noștri, la toți bărbații noștri. Nicolae Panța activa în acea perioadă în calitate de viceprimar al satului Furladeni. A fost o mobilizare fără precedent, spune bărbatul, care afirmă că blindatele rusești au ajuns până în mijlocul satului. A fost nevoie de două zile pentru a elibera localitatea, spune oficialul, care afirmă că dacă nu țineau piept furlădenenii, hotarul cu Transnistria avea să fie astăzi sub Chișinău. 21 iulie, la ora 4 dimineața, au intrat în sat, dinspre Gâsca. Dar toată noaptea au stat într-o casă, la prima casă din sat, la noi, printre alte, din fericire, casa sectoristului dus din sat. Au găsit acolo vin, au băut și dimineața au intrat în sat, la ora 4. Aici era o echipă mică de polițiști, cu dânsi noi, primii care am ieșit la luptă, la întâlnire cu dânșii. Au venit ajutori din satele vecine, din Hârboveț, din Tănătar, la Ștefan Voda, ne-au trimis chiar și de la poliția Opon, cum mai spunea, este aia specială a fost. Și două zile au mers, așa, să spunem, luptele în teritoriul satului Furladeni. Eu socot că a fost o încercare, fiindcă Furladeniu a fost un punct strategic, un punct de încercare pentru dânșii. Când dată după Furladeni, toate localitățile, iată, Grigorievca, Troița, Cebanovca, Zolotievca, Nicolaievca, Larga, mai încolo merge Constantinovca, înspre Aneni, care mai este acolo, toate satele e vorbitori de limba rusă. Și închipuiți-vă că noi cedam, sau nu puteam să le ținem piept doar aici. Îmi pare că hotarul Transnistria era pe acolo, undeva pe Chișinău. Veteranii războiului de pe Nistru, din raioanele Căușin și Ștefan Vodă, spun că Republica Moldova avea toate șansele să își păstreze independența și integritatea teritorială în hotarele sale, împreună cu Tighina și Tiraspol. Doar că din vina politicienilor avem astăzi o regiune separatistă. Au fost niște evenimente. Nu pot să constat niște fapte că anume a fost vina politicienilor de atunci, dar toată lumea vorbește că anume a fost vina lor. Pentru că mai mulți veterani de război, mai mulți martori ai evenimentelor de atunci spun că Republica Moldova a avut toate șansele
încă în 1992, să apere independența și integritatea în hotarele Republicii, adică inclusiv și regiunea Transnistară, Malul Stâng. De ce s-a întâmplat așa cum este în ziua de astăzi? Noi poate puțin cunoaștem, dar bănuim că este și vina politicienilor. Astăzi, raioanele Căușin și Ștefan Vod au în total 15 localități care fac parte din zona de securitate, Căușin 11 sate, iar Ștefan Vodă 4. În unele dintre ele, de 30 de ani, stau posturi de control, iar cetățenii Republicii Moldova sunt nevoiți să prezinte actele la intrare sau la ieșire de regiune. Nu e că merg poți scrisie la moldovenilor și a rușilor. Și apoi mai încolo este postul de tămoșne, de grăniceri, postul de grănicerilor. Și apoi după ce a apărut postul nostru aici de poliție, din urmă. Asta a fost tocmai după război, știu, dar după război primul a apărut postul de mirotvors. Ia că se învorbizează, ia că tău, și aici tămoșne, ia că mai încolo, ia că tău tot bar. Și apoi de aici, dacă vreți să ne ducem până la bătăi rușeală, să vedeți unde sunt pograniciniști. E timp, probleme avem. Nu sunt așa de probleme cum a fost în 92, 94, până la 2000, dar se rămână, cum ceva, se începe tămoșnă, costul, probleme. Reprezentanții Oficiului Teritorial al Cancelariei de Stat spun că independența Republicii Moldova se datorează în mare parte eroilor neamului, care de mai bine de 3 decenii stau la straja integrității teritoriale a țării noastre. Anumita zonă de securitate, aproximativ limitrofă raionilor Căușene, noi Ștefan Vod, am vizitat aproape fiecare sat. Putem spune că oamenii de aici au fost cei care au trăit și retrăit cu adevărat drama războiului. De fapt, orașul Căușeni a fost apărat de către aceste sate de oameni cu dragoste de țară și care au reușit să cucerească atunci, fiind împreună în mișcarea de emancipare națională, valorile naționale, limba, alfabetul, tricolor, au reușit să le păstreze tocmai prin acest război din 1992, un război nedrept, un război moldorus și trebuie să recunoaștem acest lucru și putem dovedi că odată implicate în acțiunile de luptă unități supuse Ministerului Sovietic al Apărării, odată implicată, putem considera cu siguranță că este un război, a fost un război moldorus. Republica Moldova trăiește vremuri grele și în prezent, spun veteranii de război care afirmă că situația de la granița țării îi neliniștește în fiecare zi. Situația din Ucraina e foarte regretabilă și cum a procedat Federația Rusă. Eu, având practică de luptă și de la Uniunea Sovietică, am făcut serviciu în Afganistan și aici în 92, cunoscând nu puțini, a procedat ca niște lași Federația Rusă, atacând la ora 4 dimineața o țară integră, independentă. Războiul nu s-a terminat, deci astăzi. El astăzi poate intră o stadie și mai dură, mai crâncenă ca atunci. Vedeți informațiile astea lor, agitația, propaganda asta rusească, șantajurile astea a lor, embargouri, tot felul astea, chiar folosirea gazului ca armă sau bât politic împotriva asta, e cu mult mai dur și trebuie să fim vigilenți tot timpul, să fim gata. Dar din păcate astăzi oleacă situația s-a schimbat, vă spun, chiar situația morală și conștiința oamenilor, nu-i entuziasmul acela sau din 92 care a fost. Potrivit cifrelor oficiale, în războiul de pe Nistru din anul 1992, din raionul Căușeni au participat 3860 de combatanți, 54 dintre aceștia rămânând pe câmpul de luptă. Vă reamintim că, conform unei hotărâri de guvern, anul 2022 a fost declarat anul recunoștinței.